Bună seara tuturor, domnilor și doamnelor, dragi prieteni, stimați demnitari, este o onoare pentru mine să pot participa la un astfel de eveniment și să am oportunitatea de a mă adresa. Uitându-mă la viața mea, am realizat că dacă nu deveneam pastor, cu siguranță deveneam politician. Este o cinste și o binecuvântare pentru România în organizarea acestui eveniment. Felicitări sincere organizatorilor. Reprezint în seara aceasta diaspora română din Statele Unite și Canada, de asemenea Biserica Evanghelică și Biserica Pentecostală în general, în numele celor din America, din Canada, a românilor de acolo, dar și a pentecostalelor în general, peste 600 de milioane de pentecostali în jurul lumii, vă salutăm. În acest moment paradigmatic îmi vine în minte o pericopă din Sfânta Scriptură, mai precis în cartea profetului Ieremia, cel care este considerat vocea conștiinței naționale, Ieremia 28:5-7. Ca referință puteți să urmăriți acest pasaj, nu o să-l citesc, dar aici, de fapt, avem prescripția care conduce o națiune de la supraviețuire la semnificație, la influență. Ce trebuie să facă creștinii? Ce trebuie să facem noi creștini în acest caz? Aici sunt cel puțin trei imperative. Primul, dragi creștini, fiți cetățeni implicați și responsabili. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni de caracter, oameni integri. Nu doar în biserici, ci și în societate, în afaceri, în politică, în academie și în agora socială. Este chemarea noastră să contribuim, să facem o diferență. Al doilea imperativ este acesta. Formați familii normale și sănătoase. Luptați pentru familie și fiți cea mai bună reclamă pentru familie. Cine se luptă împotriva familiei, se luptă împotriva unei națiuni sănătoase. Cine se luptă pentru familie, se luptă pentru o națiune care se perpetuează și nu devine extintă. Al treilea imperativ, fiți oameni spirituali, oameni ai rugăciunii pentru semeni și pentru națiune. Trebuie să ne rugăm pentru România, trebuie să ne rugăm pentru națiune, dar trebuie să trăim creștinismul în țară. Este chemarea noastră să fim spirituali, nu doar religioși. Uneori este ușor să ai o religie fără relație, însă relația obligă pentru că este bazată pe dragoste. Vreau să mă opresc aici, însă vreau să închei cu aceste cuvinte. Dragi creștini, e vremea să fim cei mai responsabili și implicați cetățeni, să formăm familii sănătoase și să fim oameni spirituali pentru o Românie sănătoasă, o Românie prosperă și o Românie care are viitor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc!